22 martie, când vine strâmtorarea. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. 2 Cronici 33:12. În lume veți avea necazuri, Ioan 16:33, spune Hristos, dar în mine veți afla pace. Încercările la care sunt supuși creștinii, prin dureri, nenorociri și împotrivire, sunt mijloacele hotărâte de Dumnezeu pentru a despărți pleava de grâu. Mândria noastră, egoismul, patimile nelegiuite și iubirea de plăceri lumești trebuie biruite. De aceea Dumnezeu ne trimite strâmtorări pentru a ne proba și dovedi, pentru a ne arăta că aceste lucruri rele există în caracterul nostru. Trebuie să biruim prin tăria și harul său pentru a putea fi părtași la natura sa divină, după ce vom fi scăpat de stricăciunea care este în lume prin poftă. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. 2 Corinteni 4:17-18. Strâmtorările, crucile, ispitele, situațiile ce ne stau împotrivă și încercările de tot felul, la care suntem supuși, sunt lucrătorii lui Dumnezeu care ne curățesc, ne sfințesc și ne pregătesc pentru hambarul ceresc. Multe din strâmtorările noastre au venit asupra noastră pentru ca prin această înțelepciune a lui Dumnezeu să fiți puși mai aproape de tronul Harului. El îi înmoaie și îi supune pe copiii săi prin întristări și încercări. Această lume este atelierul lui Dumnezeu, în care ne modelează pentru curțile cerești. El folosește cuțitul de rindea asupra inimilor noastre tremurătoare, până când cioturile și neregularitățile sunt îndepărtate, iar noi suntem pregătiți pentru locurile potrivite, unde formăm împreună clădirea cerească. Prin suferință și dezolare, creștinul se purifică și se întărește, formându-și un caracter după modelul așezat de Domnul Hristos. Faceți ca suferințele care ne umplu de durere să devină lecții instructive, care să ne învețe să înaintăm cu stăruință către locul în care se află premiul înaltei noastre chemări în Hristos. Să fim încurajați la gândul că Domnul trebuie să vină curând. Să lăsăm ca această speranță să ne umple inimile de bucurie.